Sistemul informatic de monitorizare electronică a fost implementat de astăzi în județul Dolj și va fi folosit în cadrul procedurilor juridice, totul pentru ca victima violenței să fie protejată, iar agresorul sau agresorii să fie trași la răspundere penală. De asemenea, începând tot de astăzi, sistemul de monitorizare electronică se aplică și în cadrul procedurilor de control judiciar sub cauțiune și arest la domiciliu, în cauzele în care organele judiciare vor dispune obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere în sarcina inculpatului cercetat penal. Dorim să vă prezentăm sistemul informatic de monitorizare electronică implementat în județul Dolj și folosit în cadrul procedurilor judiciare, începând cu data de astăzi, 1 octombrie 2024. Prevenirea și combaterea violențelor de orice fel reprezintă un domeniu prioritar de acțiune pentru Poliția Română, ce presupune concentrarea eforturilor instituționale, identificarea și implementarea a noi mecanisme de lucru, astfel încât victima violenței să fie protejată, iar agresorul sau agresorii să fie trași la răspundere penală. Începând de astăzi, așa cum vă spuneam mai devreme, 1 octombrie 2024, județul Dolj intră în etapa a treia de implementare a sistemului informatic de monitorizare electronică. De asemenea, începând tot de astăzi, sistemul de monitorizare electronică se aplică și în cadrul procedurilor de control judiciar sub cauțiune și arest la domiciliu, în cauzele în care organele judiciare vor dispune obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere în sarcina inculpatului cercetat penal. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a fost identificat și amenajat spațiul destinat desfășurării activităților de monitorizare electronică, procedura de dotare a acestuia cu logistica necesară fiind definitivată. Utilizarea sistemelor electronice permite o creștere a gradului de asigurare a măsurilor de protecție a drepturilor persoanelor protejate, însă nu reprezintă o măsură de constrângere, ci o metodă de monitorizare și supraveghere care permite urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare. Utilizarea acestor sisteme permite adoptarea unor măsuri pentru prevenirea și contracararea unui eventual contact fizic între victima violenței domestice și agresor sau respectarea obligațiilor impuse de executarea măsurii arestului la domiciliu, controlului judiciar și controlului judiciar sub cauțiune. Monitorizarea se va realiza automat, sistematic și exclusiv pe teritoriul României asupra unor dispozitive electronice pe baza identificatorului acestora și în raport de anumite reguli. Identitatea persoanei supravegheate și a persoanei sau persoanelor protejate care poartă dispozitivele electronice va fi cunoscută doar de organul de supraveghere care creează semnalarea. Pentru monitorizarea electronică sunt stabilite roluri clare, reguli și proceduri de monitorizare, alertare și intervenție prin partajarea informațiilor, astfel încât, în cadrul monitorizării, să nu fie cunoscute datele purtătorilor dispozitivelor de supraveghere, ci doar identificatoarele și anume ID-urile acestor dispozitive. După introducerea în sistem a semnalării, organul de supraveghere, precum și organul judiciar care a impus obligația de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, va avea acces, în anumite condiții stabilite clar de legislația în vigoare, la datele de localizare ale celui care poartă dispozitivul electronic în scopul verificării respectării obligațiilor ce revin persoanei supravegheate. În primele 8 luni ale acestui an, polițiștii dolgeni au emis un număr de 181 de ordine de protecție provizorii, 90 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de instanțele de judecată. În aceeași perioadă, polițiștii dolgeni au intervenit la 3638 de cazuri de violență domestică, dintre care 1881 în mediul urban și 1757 în mediul rural, numărul faptelor penale înregistrate în acest domeniu ridicându-se la 852. Numărul de infracțiuni din sfera celor de violență domestică arată amploarea fenomenului și necesitatea de a interveni
cu toate mijloacele legale pentru diminuarea lui. În același timp, am putea spune că numărul acestor fapte indică faptul că victimele violenței domestice au din ce în ce mai mare încredere să sesizeze poliția română, așa cum noi, de altfel, în cadrul campaniilor cu caracter preventiv pe care le desfășurăm, urmărim ca și prioritate conștientizarea victimelor oricăror tipuri de infracțiuni să sesizeze organele de poliție. Pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2024, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la săvârșirea a 576 de fapte de lovire sau alte violențe, 48 de infracțiuni de amenințare și 64 de fapte constând în nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecție. În rândul infracțiunilor contra persoanei, cea mai mare pondere este reprezentată de infracțiunile de lovire sau alte violențe, și anume peste 67%, amenințarea ajungând la un procent de 5,6%. Împreună, aceste două categorii de infracțiuni reprezintă peste 73% din totalul infracțiunilor contra persoanei comise pe raza județului Dolj. După locul comiterii, 460 de infracțiuni au fost comise în mediul urban și 392 în mediul rural, 745 dintre acestea fiind săvârșite în domicilii și 107 în spațiul public. În primele 8 luni ale anului 2024, potrivit datelor statistice, numărul autorilor care comit astfel de fapte a fost de 886, iar cel al victimelor de 927. În aceeași perioadă, instanțele judecătorești au emis 218 ordine de protecție, 90 dintre acestea provenind din ordinele de protecție provizorii. În ceea ce privește nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, ca urmare a sesizărilor primite sau a sesizărilor din oficiu, au fost înregistrate la nivelul unității noastre 64 de infracțiuni. Din totalul celor 218 de ordine de protecție provizorii emise la nivelul județului Dolj, 170 au fost confirmate de unitățile de parchet și înaintate instanțelor judecătorești. Referitor la nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecție provizorii, în primele 8 luni ale anului 2024 au fost sesizate 17 infracțiuni, dintre acestea 13 fiind comise în mediul urban și 4 în mediul rural. Pentru 7 dintre persoanele cercetate pentru săvârșirea acestor infracțiuni au fost dispuse măsuri preventive, și anume, am avut 4 cazuri de arestare preventivă, 2 măsuri de control judiciar și o situație în care a fost dispusă măsura preventivă a reținerii. Polițiștii emit ordine de protecție provizorii în exercitarea atribuțiilor de serviciu atunci când constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie puse în pericol printr-un act de violență de orice natură în scopul diminuării acestui risc. Acesta a fost materialul pe care l-am pregătit și am vrut să vi-l aducem la cunoștință în cursul zilei de astăzi, iar în continuare o să-l rog pe colegul meu, pe șeful Serviciului de Ordine Publică, comisar șef de poliție Ghionea Bogdan, să ne prezinte particularitățile monitorizării electronice, dacă pot să mă exprim așa, ținând cont de faptul că, revin la ceea ce am precizat la început, începând cu data de astăzi, și județul nostru intră în implementează sistemul informatic de monitorizare electronică. O să vă prezentăm echipamentele de supraveghere, partea sistemului informatic de monitorizare electronică, pe care Poliția Română și, în concret, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj le va utiliza pentru realizarea unei capacități de intervenție rapidă pentru protejarea vieții, integrității fizice și libertății victimelor violenței domestice ca urmare a obligațiilor dispuse prin Ordinul de Protecție și Ordinul de Protecție Provizoriu,
precum și pentru respectarea obligațiilor stabilite ca urmare a măsurilor preventive ale arestului la domiciliu, controlul judiciar și controlul judiciar sub cauțiune emise de către organele judiciare. O să încep cu prezentarea echipamentelor care vor fi utilizate pentru linia violenței domestice și echipamentele constă în aceste două terminale mobile și vorbim de un terminal mobil care va fi alocat victimei și care se numește, are o denumire generică Pure Protect și un dispozitiv mobil care va fi alocat agresorului denumit Pure Track. În plus, în ceea ce privește echipamentul de supraveghere, pentru agresor va fi montat și un dispozitiv de supraveghere care constă în această brățară și acest tag. În momentul în care s-a dispus această măsură, organele de poliție vor proceda la montarea acestui dispozitiv. Montarea se face relativ ușor prin conectarea celor două capete ale brățării la acest tag, moment în care se va realiza conexiunea cu telefonul mobil alocat. Ca și particularitate, pe linia arestului la domiciliu, pe lângă această brățară și telefonul mobil care va fi alocat agresorului, în domiciliul sau locuința stabilită pentru executarea arestului la domiciliu va fi montat încă un dispozitiv numit beacon, ce va asigura localizarea persoanei supravegheate. În ceea ce privește controlul judiciar, se va aloca doar telefonul mobil și brățara, urmând ca, prin măsurile dispuse de organele judiciare, să fie stabilită limita teritorială în care va putea să se deplaseze inculpatul. Foarte important de știut este faptul că realizarea supravegherii prin dispozitive electronice pentru victimele violenței domestice este necesar acordul victimelor. În lipsa acestui acord, această măsură a supravegherii electronice nu se va realiza. Totodată, dacă agresorul refuză preluarea acestui telefon mobil și purtarea brățării electronice, reprezintă infracțiune care este pedepsită de legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Brățara se va monta de regulă la glezna piciorului agresorului și doar în cazuri deosebite, atunci când vorbim de contraindicații medicale, se va realiza această montare pe braț. Foarte important, totodată este de știut, pe linia obligațiilor pe care le are agresorul și totodată victima, aceste dispozitive vor trebui să fie încărcate permanent. În lipsa acestei activități vor fi generate alerte de apropiere sau de defecțiune și toate acestea vor fi verificate de către organele de poliție aflate în dispozitiv. Sunt cu această ocazie, o să urmărim o serie de alerte care pot fi generate în dispeceratul SIME, care va funcționa la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, și vorbim de alerte de apropiere, alerte de defecțiune, alerte de părăsire imobil, alerte de apropiere frontieră și alerte de depășire a perimetrului în ceea ce privește controlul judiciar. În situația în care o să expunem cea mai importantă alertă, alerta de apropiere, dacă agresorul se va apropia la o distanță mai mică decât cea stabilită prin dispoziții, va fi generată o alertă de apropiere, sens în care la fața locului va fi direcționată cea mai apropiată patrulă, fie că vorbim de o patrulă a poliției române, jandarmeriei sau poliției locale. În cazul generării unei astfel de alerte, atât persoana supravegheată cât și victima vor fi
vor fi contactate de dispeceratul SIME, iar ca particularitate agresorul va avea obligativitatea de a se depărta de victimă, de a contacta cel mai apropiat organ de ordine publică și de a se, sau în cazul arestului la domiciliu, de a se deplasa îndată la imobilul unde locuiește sau de a părăsi area în care avea obligația de a rămâne. Bun, sunt o serie de infracțiuni în cazul în care pe linia violenței domestice este încălcată această obligație. Se constată infracțiunea de încălcare a obligațiilor stabilite prin ordinea de protecție și ordinea de protecție provizorii stabilite de articolul 47 din legea 217/2003. În cazul arestului la domiciliu va constitui infracțiunea de evadare, iar în cazul controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune va fi înștiințată instanța de judecată care a emis obligația pentru înlocuirea cu o măsură preventivă mai drastică. Cam acestea au fost principalele precizări pe linia monitorizării electronice.